Comercianții din Parcul Sfinții Îngeri sunt următorii pe lista celor care vor trebui să-și strângă tonetele de pe domeniul public până la sfârșitul lunii, după ce în urmă cu o săptămână tarabele de pe strada Independenței au fost ridicate la miezul nopții de angajații Urbiserv. La acel moment, tarabagii au venit la primărie pentru a se întâlni cu edilul și pentru a-l convinge să renunțe la măsurile dictate. Însă Constantin Toma nu a dat înapoi. Astăzi a venit rândul comercianților din Parcul Sfinții Îngeri să discute cu primarul orașului și s-au prezentat la ședința Consiliului Local Municipal pentru a încerca să-l înduplece pe primarul Constantin Toma să revină asupra deciziei. Dorim un comerț liber și civilizat în zonele publice ale orașului, cum se întâmplă Piața Centrală, Piața Sfinții Îngeri, Piața Bazar. Dorim să nu demolească Piața Sfinții Îngeri, să se păstreze cum a funcționat din anul 2000 și până în prezent. Ați promis că veniți cu soluții de amenajare a spațiilor publice și să nu distrugeți spațiile publice, așa cum a dat dispoziție de demolare a Piaței Sfinții Îngeri. Nu întreunați activitatea utilizatorilor particular din Piața Centrală și alte zone comerciale prin acțiunile dumneavoastră. Răspunsul primarului a fost același dat și în urmă cu o săptămână, și anume că nu va da niciun pas înapoi. Asta este cuvântul pe care l-am. Nu trebuie să dau o jumătate de pas înapoi, pentru că s-ar face un compromis periculos și totul ar deveni într-adevăr fals. Eu știu că de pe Independenței nu-și plătiseră nimic datorie din 2010, din coace, într-adevăr, la încasare este o situație mai bună, dar s-a construit ilegal. Construindu-se ilegal, nu a făcut să nu se respecte legea. Pretențiile tarabagiilor nu au făcut decât să înrăutățească situația. Consilierul independent Constantin Ionescu a propus ca municipalitatea să nu mai dea nicio autorizație de construcție pentru ridicarea sau amplasarea unor tarabe în parcurile din municipiul Buzău. Propunerea a fost asumată de primarul Constantin Toma și va lua forma unui proiect de hotărâre. E o propunere frumoasă pentru că am sesizări mari și de la grâni, nu mai știu, că mai trebuie să ieși în alte zonele de zonă, dar oricum o face verificare de realitate peste tot. Prin urmare, comercianții din Parcul Sfinții Îngeri mai au la dispoziție câteva zile pentru a elibera terenul din fața pieței centrale.